Cum vă numiți și de unde sunteți, domnul? Sorin Papaleț și sunt din Periș. Sunteți meșteri populari din Periș? Da. Și ați venit la Târgu Abârlat? Da. Am singurul meșter popular, domnul Papaleț, de aici din Târg. Păi acum meserile noastre care sunt tradiționale sunt pe cale de dispariție, domnule, și găsiți mai rar. Din păcate așa este. Pe ce sunteți specializat dumneavoastră? Sau, În general pe lemn. Pe sculptură și atât cât și produse utile, să zicem așa. Le faceți în atelier la dumneavoastră? Da, da. Și ocazional mai dați demonstrații și la public? Da, mai dăm demonstrații când avem ocazia și timp mai liber. Spuneți-mi, unde ați fost anul ăsta în afară de Bârlat? Mai la toate târgurile, în afară de evenimentele care am fost invitat în București, muzee și așa mai departe. Sunteți invitat des la festivaluri, la muzee? La festivale și la demonstrații în general. Faceți parte dintr-o rețea de meșteșugari, printr-o cooperativă, Romano Boutique. Da, ce pot să spun, suntem într-o colaborare strânsă, 15 lei. Lucrăm foarte bine, ne este foarte bine cu dânsii, încă colaborăm în continuare. Da, doamnă, 15 lei, putem să vorbim și cu dumneavoastră, nu e nicio problemă. Atât că vă filmează, asta e ideea. Încă nu, doamnă, încă nu. Încă nu. Dacă doriți să o luați, aia e cu ambalaj, da. Ați colaborat cu designeri străini? Atât români cât și străini, da. Rețeaua asta, meșteșucar, am înțeles că se numește. Da, e un nume foarte interesant. Meșteșucar este ceva în limba romanii, dar din păcate eu nu o cunosc. Sunt un meșter, sunt un meșter rom, dar nu știu țigănește. Rudar în general nu știu țigănește. Noastră ați fost aurari în vechime. Noi de fapt în vechime am fost căutători de aur. Căutători de aur. Da. Asta e istoria noastră. Cum ați găsit târgul de la Bârlat? Sunteți mulțumit de vânzare, de lumea apreciază? Sunt mulțumit, sunt niște oameni deosebiți și o să mai revin aici. Am înțeles că ceva pe toamnă o să mai țin un eveniment, un festival. Deci publicul din Bârlat apreciază produsele dumneavoastră? Cu siguranță, da. Unde plecați de aici, de la Bârlat? La următorul târg, nici noi încă nu suntem decisi. Oricum, vara nu s-a terminat, nu? Da, așa e. Bârlat, treabă și să reveniți cu plăcere oricând la Bârlat. Mulțumesc! Câte lingurile cei mari? Cea mare 15 și formă 10.